bate joc de populație și de poporul ăsta și de ce mai vrea să fure și de ce nu ne dă un răspuns de cine a mâncat copiii. Copiii noștri au fost prea necăjiți și au vrut să fie libertate. Am o rană adâncă în suflet și nu mă întrece, măcar să spun adevărul. Da. Iliescu și Năstase și la toți voții care sunt în Parlament și trăiesc bine de sângele la copiii noștri populați. Bate joc de populație și de poporul ăsta și de ce mai vrea să fure și de ce nu ne dă un răspuns, de ce ne-a mâncat copiii. Vreau să vă întreb ceva, dumneavoastră înțeleg că ați pierdut un copil la Revoluție, da? Ne-a mâncat la 12 ani jumătate. Credeți că pentru asta au murit eroii Revoluției, ca să poată ei să fure și să-și facă averi și terenuri de tenis cu nocturnă și piscine și... Copiii noștri au fost prea necăjiți și au vrut să fie libertate. Să avem și noi ce ne trebuie. Nu să numărăm cartofii, să le dăm de mâncare. Ca mamă care își plânge copilul de 28 de ani în fiecare decembrie. Am o rană adâncă în suflet și nu mă întrece. Măcar să spun adevărul. Dacă ar fi în fața dumneavoastră aici, Liviu Dragnea, infractorul șef de la Parlament, ce i-ați spune? Nu i-aș zice nimic, l-aș scăria până i-ar ieși rânduri de carne. Ca să vadă cât mă doare pe mine și el trăiește bine. Asta vreau să-i fac. Și lui și lui Iliescu și Năstase și la toți voții care sunt în Parlament și trăiesc bine de sângele la copiii noștri populați. Asta vreau să-i fac. Și asta voi face până închid ochii.